Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Hai să îi dăm bice în poii mei. Come on, boss, hai cu mine. Întrebare, de ce a rămas acolo blocată, că nu pot să-mi dau seama. Ce fain, suntem toți la grămadă. Interesting. Mamă, frate, a rămas acolo, să nu spui că își dă disconnect, că fac spume. Oh my god, Dead by Daylight, un joc atât de minunat, oh fuck, de ce trebuia să fie idiotul ăsta? Hai prietene, ce ai de gând să faci? Așa, așa, încearcă tu să faci stocul ăla, să vedem dacă o să-ți și iese. Am un uvi. Hai șmechere, hai da vino. Așa, du-te după aia, lasă-mă pe mine în pace că eu vin și repar aici. Bă, să vezi tu că cred că tipa asta se prinsese ce și cum. Există o mică mare posibilitate de 90% să am dreptate. Ok, hai că unul e aproape gata. E fraierul pe la mama dracu pe acolo, chestia aia mare, mijlocul hărții, ce-o fi, nu știu, habar n-am. One is done. Uite-l și pe al doilea fixat chili, she. Oh, chest, vreau. Give me my medicine, motherfuckers. Oh, shit, ăla a încasat-o. Nasol de tine, boss. O să încercăm să venim după dumneata dacă nu suntem prea ocupați să reparăm, să scăpăm noi. Bă, dar ce face că se plimbă pe lângă el pe acolo? Ah, stai că l-a luat. De ce am eu senzația că o să-l pună fix în fața mea la vacile alea atârnate în pom? Sau nu? Maybe not. Come on. Te rog, domnule generator, mergi mai repede dacă se poate. Oh, e bine, hai că a scăpat și tipul ăla. Aproape-s gata șocul ăsta. Come on. Mamă, sper să nu vină la aici, că dacă vine la aici, fac spume. Nu vreau să-i văd fața aia palidă așa și prea fumată, nu știu. Deci omul ăla arată de parcă a murit de la tutun de 1000 de ori până acum, cu masca aia pusă. Domnule Mihăiță Mucosu, fumezi cumva? Oh, shit. Îmi retrag cuvintele, boss. N-am vrut să te supăr sau ceva. Oh, shit, l-a dat pe ăla pe jos iar. Oh, Jesus Christ, de ce trebuie să facă tunneling? Tot la hook-ul ăla sau basement? Care din astea două? Vreau să știu. I demand to know. Da. Ceva mai departe de data asta. Hai să utulim de aici, că am eu vaga presimțire că o să vină fix după mine. Mamă, dar ce... Sunt așa, unul după altul generatoarele astea. Very nice, my friend. Come on. Oh, bun băieții, bun. Mama, m-aș duce după ăla, dar e cam la mama. Hai totuși să încercăm. Oh, fuck, ce-am găsit eu acolo. Hai să apucăm unde... ce idiot sunt, că-l dăduseră jos și n-am observat. Hai să dăm repede hexul jos, hexul, boss. Unde dracu era, mă? Uite-l. Suck on this bitch, ia să vedem dacă-ți place să joci fără hex. Deci am eu vaga impresie că e Noed, nu știu... Că ruin, sau poate era ruin, dar era la nivel mai mic, că pe mine nu m-a afectat. Get the fuck down! Ok, hai să terminăm și aici. Bă, eram sigur că vine aici, eram sigur, mă. Pleacă dracul, lasă-mă în pace să repar. Uh,
Oh, fuck, ce întârziat am fost să moară Bibi. Haide, boss, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm, boss. Mamă, e no fucking way. Oh, ce bou am fost. Ce bou am putut să fiu. Noobish player I am. Mamă, și nici nu sunt obsesia să dau cu decisive. God fucking damn it, nu o să fie mișto. Come on. That's it. Suck on this. Ha, mă, hai să ne jucăm. Vrei? Ha, bă, halo, te rog, ce crezi tu că faci aici? Am luat-o, dar măcar i-am dat stun. Și s-a dus și decisive-ul meu. Bă, e bine că măcar n-a apucat să mă pună pe hook până acum, deci nu sunt chiar atât de prost poziționat în meciul ăsta, pe cât credeam. Domnule Mișu, ce ai... Ceva, ai impresia că e șmecher? Bă, mă campează, deci nu pot să cred. Scârba mă campează, sau nu? God fucking damn it, trebuie să încerc. Bag piciorul în ei de killer camper, bă. Doamne, nu pot să cred că de prost sunt. Am uitat că mi-am pus struggle-ul pe left click. Vai de capul meu, ce idiot am fost. Cât de idiot am fost. Ok, come on. Ia să vedem ce puncte am făcut. Am făcut pip sau nu? Că nu-mi dau seama. Glumești, nu? Oh, nu pot să cred. Ia să vedem ce fac oamenii mei, că Clodeta de aici, cu numele respectiv, și Asiatica Mică sunt cu mine în party și vreau să văd dacă oamenii scapă. Bă, credeam că nu l-a văzut. De să moară Bibi, credeam că nu l-a văzut acolo, bă. Deci dacă nu-l vedea... Bă, era o caterincă fenomenală faza aia. Aia e. Hai, băieți, hai. Come on. Nu, mama, am crezut că-l ia. Bă, aparent e și Hope-ul ăsta bun la ceva, adică ai o viteză mai mare față de killer în moment... El, de fapt, are o viteză mai mare față de killer în momentul de față, fac ce a luat-o. Și tare am impresia că o să-l campeze și pe el. What the fuck? Ce dracu s-a teleport... Bă, ce dracu a fost aia? What the fuck? Super, ați văzut-o? A pus-o așa de-a latul. Ok, treaba nu merge prea bine. Ia să vedem ce face mica asiatică. Nu. Miss Inji. Nu-mi dau seama dacă e Miss Inji sau Miss Inji. Habar n-am. Mi se plimbă limba în gură când încerc să pronunț. Și desigur că și pe fratele meu îl campează. Da, îl campează. Mihăiță Mucusul mai nou fumează și campează. Uite, bă, cum stă acolo, bă, ca o statuie, că mor acum. A, mare greșeală. Și nu numai că omul campează, dar mai face și target. Da, interesant. Mamă. Nu e bună. Hai măcar ăștia doi să scape, că de dracarii săla n-am nicio treabă, nu e de-al nostru. Așa, hai, fuga la porți. Mamă, ăla și mierlit-o. Bă, unul din ei tot trebuie să scape.
Ia, uite-l pe jegos. A, mersi, ești un scump, jocule. Maica mea, sunt doi aici. Sunt amândoi, de fapt. This is not good! Come on, just do it, just do it, just fucking do it! O iau și-o ca ăla, cum îl cheamă, mă, șaia la, la Buff sau ceva de genul, o fac, a văzut-o, nu ia bună. Sau n-a văzut-o? E prost, nu că e prost, mă jur că e prost. Dă! Oh, fuck. Oh, fuck, oh my god. Mamă, de ce n-a stat la paletă? Nu. Presimțeam o fază de genul ăsta. Bun, ia să vedem celălalt. Open the gate. Ah, e deschisă. Mamă, mă simt de parcă stau și mă uit la film acum. Come on, come on, come on, come on, come on. Cam nasoală situația, că ar putea să se ducă acolo, dar presim că domnul Mihăiță Mucosu fumează și campează, cum a făcut și la ceilalți de altfel. No, du-te mai bine. Nu mai sta. Nu își are rostul, man. Nu își are rostul. Ia să vedem dacă fraierul cam... Dacă... Băi, de... Dar nu, omul e cu bun, cu semi-bun simț, nu campează face-to-face, mă înțelegi? Stă și el, se plimbă. Că doar nu poate să stea numai pe loc. Na, bun. Hai al meci. Nu mi-a plăcut ăsta deloc. Na, bun, hai să vedem ce facem în meciul ăsta. Să sperăm că n-o luăm pe cocoașă. Ah, interesting, sunt fix lângă Shek și Shek-ul ăsta nu are basement, dar are generator. Dă Doamne să nu fie iar vreun camper. Nu, nu e camper, e doctorul, super. Na, pleacă dracului, pleacă dracului. De unde mama dracului a știut să se uite fix aici? Asta vreau și eu să știu. Ai... Bă, dar ce repede se mișcă ăsta! Mi-am ratat decisive-ul, nu pot să cred. Noobish survivor, that's what I am. Mai bine jucam killer, mă jur. A, uite pe... stai, mai e cineva că nu... Na, mai e cineva în dulap. Deci se pare că nu eram singurul care stătea acolo camuflacică. Boys, please get me down. Boys and girls, thank you. Hai, fujitsu, tehnica fujitsu. Să sperăm că nu vine jigodia ăla după noi. A, ah, super, ia uitați, Clodetei nu-i se vede părul dacă stau așa, e literalmente cheală. Stai mă, hai. Da, așa, uite, nu știu din ce cauză. Da, e cheală, frate, deci e cheală, fără nicio glumă, ia uitați-vă. Vedeți, se vede? Wow. Îi se vede părul așa transparent, sau cred că, bine, știu că e de la ceață, dar nu înțeleg de ce face așa. Și din poziția asta îi se vede părul cum trebuie. What fucking ever. Hai că și noi suntem aproape gata cu ăsta. Hai să batem doctorul, fraților. Oh my god. Sper că ăla-i pe la mama dracu și nu... Opa, am auzit ceva, dar nu sunt sigur. Sper că n-are de gând să se întoarcă aici.
Hai că momentan totul merge ok. Oh, fuck, nu mai merge nimic ok. Să nu spui că are vreun addon din ăla idiot, gen mă vede dacă stau în dulap sau prostii de genul ăsta. Ah, ce bine că a plecat. Pleacă în puii mei de aici și lasă-ne în pace să reparăm ca niște oameni normali ce suntem. Mamă, la fix l-am nimerit. Ce mișto ar fi dacă aș nimeri decisive-ul tot timpul așa. Oh, fuck. Nu-i bună. Să sperăm... A, da, fraierul e prea ocupat să... Sau nu e prea ocupat? Ah, Jesus fucking Christ. Du-te, dracu, de aici. You son of a bitch. Deci o alerga pe mica asiatică și ce s-a gândit el? Hmm, hai să ne întoarcem, poate o să-l găsim iar pe Quentin în dulap. God fucking damn it, dude. Oh, I don't wanna die so young. Please, someone help me. I'm a poor little thing on a rusty hook. Come on, boys, come on. Thank you. Let's go. Oh, fuck, vine ăla. Nu, 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 nu. M-a blocat, nu mă... Oh, shit, e acolo. Ok, am înțeles. Desigur că aici vine nenorocitul. Oh, fuck. Am pus-o big time, băieții. Mersi, mica asiatică, ești o drăguță. Oh, shit, vine aici, vine aici. Unde e? Unde e? Unde e? Ah, acolo e, da, am înțeles. Hai că meciul ăsta merge mai bine ca din aur. Oh, shit, îmi retrag cuvintele. Rush that motherfucker! Cu toate că mie nu-mi place să fac chestia asta, dar e, acum sunt cu oamenii mei pe șmechereală, deci nu-mi permit să nu fac chestia asta. Aia e, hai, fuga, fuga, fuga! Oh, Jesus, mă jur că în viața mea nu mai fac chestia asta. Îmi pare rău de domnul killer pentru că și eu joc killer. Oh, jeez. Oh, Doamne, Dumnezeule, mersi că ai inventat parcul technician. Oh, shit, ce era să-l iau. Să-l iau în măsea. Don't come anywhere near me. You understand me? Să nu cumva să dea dracu să vii aici. Easy 150. Aia e. Oh, shit, let's get the fuck away. O să-mi risc viața pentru mica asiatică în cazul în care o prinde, pentru că a fost o gagică de treabă și mi-a plăcut cum a jucat. Let's find the gate! In the meantime, bun, una e acolo și cealaltă... A, e acolo. Am înțeles, hai că mă duc eu la cealaltă. Come on, let's go, let's go, let's go. Let's fly like pigeons! Nu, nu, nu. Ah, shit! God fucking damn it! Meclește-o, fraiere! Ah, shit, nu mi-a ieșit schema cum am vrut eu, dar pe aproape. Bun, partea proastă e că mă pune a treia oară și sunt ca și mort. That's not so good. Oh, shit, vrea să se răzbune omul, vrea să mă bage în basement. Așa faci, mă. Așa faci, mă, ieși acasă.
Bye bye lume. Bă, măcar oamenii mei au scăpat, măcar oamenii mei au scăpat. Cu asta sunt foarte fericit, dacă am făcut și pip pomana porcului pe ziua de azi. Ia să vedem. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Da, desigur că n-am făcut. Sau am făcut? What the fucking hell? Eu nu mai înțeleg nimic. 8730 de puncte. Fuck you, Dead by Daylight. E foarte de rahat ce s-a întâmplat, dar în fine, să trecem peste și hai să băgăm puncticele. Și vreau să bag în doamna Epuraica. Ia să vedem ce să mai luăm. Inflicts dying upon the victim reduced by 4. A, deci nu-mi place. Știam eu că nu-mi place ceva la chestioara aia. Acum am aflat și ce. A, build-ul văd că l-am făcut deja. Bun, deci cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao les!